Bună seara, domnule Dungaciu. Având în vedere contextul intern, dar mai ales cel internațional destul de dificil, cât de important este evenimentul de astăzi? Cred că e important pentru că reflectă în primul rând un model. Idei bune se găsesc în țara aceasta, dar din nefericire, inclusiv apropo de evenimentele externe și de politică externă, nu reușim să le concretizăm în proiecte pentru că atmosfera nu e suficient de bună, nu e propice pentru așa ceva. Cartea aceasta ce a arătat? A arătat că 59 de oameni pot să se stea împreună și în 3 luni de zile să pună pe masă un asemenea volum. Care explicația de fapt acestui volum? Este că a fost dospit vreme de 3 ani de zile, altminteri spus într-un spirit care nu-l găsești, cu excepția Clubului România, în multe locuri din București, eu cred că niciunul. Spiritul acesta al Clubului România, întâlniri săptămânale, dezbateri săptămânale, la care participă oameni, inclusiv de orientări politice diferite, nu doar de profesiuni diferite, a reușit să creeze o atmosferă în care proiectul s-a putut naște. Asta e explicația de ce un proiect s-a născut așa de repede. Ei, România, inclusiv pe politică externă, inclusiv ca atitudine de politică externă, trebuie să creeze ambianța în care proiectele să se nască, să se creeze acea atmosferă, acea platformă de dialog în care să putem genera proiecte sau, dacă vreți, ca ideile bune, multe care se vehiculează, să devină proiecte. Distanța de la idee bună la proiect este ceea ce a făcut această carte și ceea ce ar putea poate reflecta la un moment dat societatea românească. Și cât de mare va fi distanța de la proiect la implementare? Distanța de la proiect la implementare este cu atât mai scurtă cu cât atmosfera în România se va schimba. Pentru că asta e lucrul cel mai important. Noi trebuie să reținem că discuția despre proiecte mari, idei mari, este insuficientă dacă nu ai o atmosferă în care cel puțin ciclul electoral să dureze, să nu fie unul construit unul împotriva celuilalt. Altminteri spus, cum să duci proiectele dincolo de 4 ani, cum să construiești proiecte de țară și nu proiecte de ciclu electoral, asta este marea miză care se pune astăzi în fața României. Din nefericire, trăim într-o situație în care proiectul România, apropo de această carte, acest volum și funcționarea Clubului România sunt mai degrabă excepții decât regulă. Deci vorbim practic de continuitate? Vorbim de un fel de construcție a continuității, o creație, o continuitate în diversitate, că e inevitabilă, dar care a arătat în mic cel puțin, în cadrul Clubului România, că se poate. Nu cred că cineva își putea imagina că, repet, oameni atât de diferiți ca orientări, ca profesii, ca atitudini de viață, sociale, economice, să poată să stea împreună într-o construcție care s-a concretizat fulgerător de repede aproape. Deci e vorba de o continuitate care să fie capabile să genereze proiectul. Proiectul nu e o chestiune care durează din 4 în 4 ani, pentru că nu ne putem transforma în Robespierre care să stăm la guvernare din 4 în 4 ani și fiecare să atace ce a făcut celălalt. Nici nu contează dacă e bine sau rău, contează că a spus-o celălalt, a făcut-o celălalt și a încercat să o implementeze celălalt. Situația asta, modelul acesta este dezastros pentru societate și ceea ce încercăm noi să arătăm și cu Clubul România și cu acest volum pe care asta îl aveți în mână, este că ar trebui să facem alte și mai mult, că se poate și altfel. Domnule Dungaciu, mult succes și vă mulțumim mult!